Suntem pe stradă 1 decembrie 1918, numărul 1, la Sighișoara. În spatele nostru se supraetajează, fără autorizație de construire și fără aviz de protecție a monumentelor istorice, o pensiune. În același timp suntem în sit UNESCO. În concluzie, aceste lucrări sunt ilegale. S-a constatat că este infracțiune de către poliție. Totuși, lucrările continuă, deci nu s-a dispus oprirea lor. Cum afectează această construcție situ? Păi îl degradează, pur și simplu, ca și aspect. Se folosesc materiale neconforme nici măcar cu regulamentul local de urbanism pentru acest centru istoric, care nu permite plăci OSB, polistiren pe fațadă, noi forme și așa mai departe. Dar au voie să supraetajeze? Dincolo de faptul că e fără autorizație. Cei de la primărie spuneau că vor intra în legalitate și vor avea autorizație. Au voie într-un sit UNESCO să facă astfel de intervenții? Într-un sit UNESCO nu ai voie să faci asemenea intervenții, tocmai pentru că ideea este să conservi, să conservezi, să păstrezi acel sit așa cum a fost el. Cu renovări, restaurări de rigoare, dar nu ai voie să aduci modificări. Ori aici asta se face, se ridică clădirea, deci crește înălțimea clădirii și așa mai departe. Am primit o sesizare că s-ar construi o clădire ilegală pe strada 1 decembrie 1918. Dumneavoastră ați dat vreo autorizație de construire pentru acea locație? Pe strada 1 decembrie 1918 nu este dată autorizația de construire. Am înțeles că Asociația Sighișoara Durabilă a făcut o sesizare la dumneavoastră să opriți lucrările, a făcut și la Inspectoratul de Stat în Construcții și la mai multe instituții și oamenii lucrează în continuare pe șantier. De ce n-ați luat nicio măsură și ce măsuri veți lua în continuare? În momentul în care această infracțiune este în cercetare la parchet și poliția, acum este în curs de cercetare a documentelor existente, în afară de măsura dispunerea opririi, noi nu putem să luăm alte măsuri. Dar ați dispus oprirea lucrărilor? Cum? Ați dispus oprirea lucrărilor? Sigur că da, am dispus oprirea lucrărilor. S-au și cerut un certificat de urbanism de către proprietar pentru intrare în legalitate. România riscă anumite sancțiuni sau Sighișoara riscă să fie dat afară din Bănuiesc chiar că domnul primar cam asta speculează și nu o spun doar așa cu titlu speculativ la rândul meu, ci s-a pronunțat în mod oficial pentru scoaterea Sighișoarei de pe lista UNESCO. Asta în urmă cu câțiva ani. Pe de altă parte, am impresia că Sighișoara este sub radarul UNESCO. Dacă ar intra pe radarul celor de la UNESCO și s-ar consemna toate ilegalitățile majore comise, atunci, de fapt, am trebuit să ajungem pe lista aia roșie și următorul pas ar fi ca într-o ședință ICOMOS sau UNESCO să se hotărească scoaterea Sighișoarei de pe listă. Dar, cum am spus, se pare că suntem absolut sub radarul lor și se ignoră pur și simplu.